Conducerea Consiliului Județean și a solicitat Guvernului României și Ministerului Transporturilor reanalizarea și corectarea planului investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030. Consiliul Județean susține că dezvoltarea infrastructurii rutiere trebuie să se realizeze echilibrat, oferind în toate zonele Uniunii Europene aceleași posibilități pentru cetățenii săi. Autostrada 8 ar trebui evaluată de executiv după criterii care să țină cont de particularitățile economice ale regiunii nord-est și a caracterului de regiune de frontieră a Uniunii Europene, precum și de potențialul de cooperare transfrontalieră. Consiliul județean mai amintește că există Legea numărul 291 din 2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, pentru finalizarea efectivă a construcției, recepționarea și deschiderea circulației pe cele două tronsoane de autostradă, termenele sunt 31 decembrie 2026 pentru tronsonul Ungenia și Târgu Neamț, respectiv 31 decembrie 2030 pentru tronsonul Târgu Mureș-Târgu